Salutare iubităm de plante! În materialul următor am să vă vorbesc despre o plantă medicinală, pe numele ei Echinacea. Echinacea este o plantă erbacee perenă sub formă de tufă, originală din America. Ce trebuie să mai știm despre Echinacea? Că există foarte multe soiuri, iar ea mai poartă denumirea de planta imunității, deoarece ne ajută să ne imunizăm organismul în perioadele răcoroase, friguroase. Echinacea este o plantă ornamental decorativă de grădină, deoarece o putem planta chiar la noi în propriile grădini, iubește lumina, iar dar, trebuie să fie moderată. Știți că florile echinacei pot fi utilizate și ca flori tăiate în arta buchetelor florale? Deoarece rezistă foarte mult ca floare tăiată, să știți. Ne vom bucura de florile echinacei în alții de roșu, roz, chiar portocaliu, de la soi la soi, deoarece există foarte multe soiuri, cum am specificat mai sus. Echinacea este utilizată în industria produselor farmaceutice, dar și în crearea produselor cosmetice. Ce spuneți de un ceai de echinacea, capsule, tinctură, dar să nu uităm și de siropurile care ne ajută în perioada răcoroasă, friguroasă, să ne vindecăm de gripă, răceală, chiar și de virozele respiratorii. Cu toții sunt sigură că am trecut prin astfel de evenimente neplăcute, dar cu ajutorul echinacei am reușit să trecem cu bine peste problemele de sănătate. Spunem echinacea, spunem sănătate viață, vitalitate, energie. Un weekend minunat colorat să aveți, dar și cu multă sănătate vă urez.